La ședința organizației județene a PNL Vâlcea au participat 65 de membri, dintre care doi au votat împotriva candidaturii lui Mircea Guteau pentru funcția de primar, iar unul s-a abținut. Fostul edil este convins că va câștiga alegerile. Eu voi lucra strict pe mesaje pentru ceea ce doresc vâlcenii și sunt convins că vâlcenii doresc administrație în primul rând de la un primar. Doresc administrație și mai puțin politică. Și sunt convins că vâlcenii vor da votul de încredere. Conducerea partidului spune că a luat decizia de a miza pe Guteau la alegerile locale viitoare în urma unui sondaj de opinie comandat de PNL. Fostul primar a avut cel mai mare procentaj, de aproximativ 35%, în condițiile în care în acel moment era independent, la diferență de cel puțin 12% față de următorul. Din punct de vedere juridic, este reabilitat, din punct de vedere statutar, este ok, deci nu cred... Sigur, cu repercusiunile respective. Eu nu spun că nu există, dar e foarte important ca să respectăm decizia râmnicenilor și, sigur, decizia partidului nostru din județul Vâlcea de a câștiga alegerile. Sunt și nemulțumiri în rândul liberalilor vâlceni. Aceștia spun că nu este normal ca o persoană condamnată pentru corupție în două dosare să fie candidatul PNL. Unii dintre ei amenință cu demisiile din partid. În condițiile în care am fost împotrivă, nu sunt mulțumit pe deplin. Sigur că este o situație atipică. Va trebui să reflectez dacă pe viitor, în funcție de hotărârea Biroului Permanent Național, în continui sau nu în continui activitatea. E un moment delicat pentru Partidul Național Liberal. E un moment dificil, aș putea spune. Până la urmă, este o asumare pe care conducerea centrală a partidului va trebui să o ia. Mircea Guteau a fost primar al Râmnicului în două mandate, reprezentând PDL. În anul 2010 a fost condamnat definitiv pentru fapte de corupție. După eliberare, a activat timp de un an la UNPR. În anul 2014 a fost condamnat într-un alt dosar de corupție, dar pedepsele s-au contopit.